This is Impulse Radio. Da, bună dimineața, după cum vedeți, ne-am înmulțit, suntem mai mulți. Este și Nadina Zisu alături de noi, se uită aici, da, ți-am ridicat microfonul, totul e bine și frumos. Zi mai tare, dă-i mai tare. Bună dimineața. Asta este, bună dimineața Nadinei, bună dimineața celor care sunt cu noi pe Radio Impuls, pe Canal de 2. Și evident ne scriu, doamne, câte mesaje la 0754222999, de la copii, de la dragii de ei care ne-au surprins în dimineața asta cu dorințele lor, ce ai dori să-ți, ce dorință ai pentru peștișor. De aur și da. Vreau să încheiem repede cu două dorințe, mamă, fantastice. Mi s-au părut cele mai dulci mesaje. Fii atent. Sabrina, sunt din Hărma și dacă aș zice de la peștișor de aur îmi doresc să ningă, m-aș distra atât de bine. Când cu toții așteptăm vara. Și mai am încă una, este și mai tare, fiți atenți. Bună dimineața, Radio Impuls. Bună. Eu sunt Filip din Brașov și dorința mea, dacă aș prinde peștișorul de aur, am fi să fie la dinozauri și să mai trăim în ea. Și să trăim în ea. Vai, este atât de scump, așa râruit. Toți copiii noștri în dimineața au fost extraordinari, au fost nemaipomeniți și foarte, foarte scumpi și drăguți. Iar și mai drăguț este Nadina Zisu, fiindcă normal vine cu știrile. Chiar acum noi revenim. Bună dimineața, așadar. Profesorii anunță grevă generală din 22 mai pe termen nelimitat. Cel mai indicat ar fi ca elevii să rămână acasă, spun cele mai importante sindicate din educație. Dascălii cer urgent mărirea salariilor. Un profesor debutant cu studii superioare de lungă durată câștigă în jur de 2400 de lei. Este cod galben de ploi abundente în mai multe județe din țară. Cantitățile de apă pot ajunge și la 30 de litri pe metru pătrat. În capitală vor fi înorări, iar temperaturile maxime vor ajunge la 22 de grade. Un ciclon mediteranean care se apropie și de România a făcut ravagii în cale. Croația este la un pas de stare de urgență după ce mai multe râuri și-au dublat nivelul în ultimele două zile. Iar în Italia a plouat atât de mult încât viiturile au luat pe sus mai multe mașini, iar școlile din două orașe au fost închise. Robert Negoiță a rămas fără permis de conducere pentru 60 de zile. Primarul sectorului 3 al capitalei a fost prins de polițiști mergând pe contrasens pe calea Dudești. România nu va mai accepta sfaturi în privința gestionării urșilor de la state care au exterminat aceste animale acum 100 de ani, spune ministrul mediului Tanțoș Barna. În septembrie va avea loc la noi în țară un summit pe problema carnivorelor care dau bătăi de cap în mai multe state din Europa. Cresc amenziile pentru cei care plimbă câini periculoși fără botniță și lesă. Proprietarii riscă să fie amendați și cu 5.000 de lei potrivit unui proiect adoptat de curând în Senat. ANPC a amendat cu 550.000 de lei 11 bănci la care au identificat o practică înșelătoare cu privire la modul de calcul al ratelor. Clienții plătesc la început 90% dobândă și doar 10% din valoarea creditului. Salamul de Sibiu ajunge și în America. După un proces de mai bine de 10 ani, autoritățile americane de siguranță alimentară au stabilit că produsul autentic românesc se încadrează în exigentele standarde americane. Prețul însă este dublu față de cel de la noi din țară, 400 de grame costă numai puțin de 16 dolari. WhatsApp introduce o nouă funcție menită să protejeze cele mai intime conversații. Chatlock va permite utilizatorilor să acceseze anumite conversații doar cu parolă sau cu amprentă digitală. Și un șofer din Statele Unite care a urcat băut la volan a încercat să facă schimb de locuri cu câinele său pentru a nu fi arestat la un control al poliției. Bărbatul a spus agenților că nu era el la volan atunci când a depășit limita de viteză, ci patrupedul. Cam acestea au fost știrile orei 8. Eu sunt Nadina Zisu. Ne revedem și ne reauzim imediat. Dimineața pe 2 on Impulse Radio. Așa deci, nu? A lăsat câinele la volan. Da, era convins că va funcționa. Dar poate câinele avea permis de conducere. V-ați gândit la asta? Nu. L-a întâlnit pe peștișorul de aur și... Păi evident, Nadina a zis o întrebare pentru tine și pentru peștișorul de aur. De fapt, dorință de la tine pentru peștișorul de aur. Că, na, întrebăm și oamenii, nu doar copiii. Îl duc la amanet dacă îl prind pe peștișorul de aur. Sper să fie foarte valoros.
Tu vorbești, păi de da, ori. Vorbesc serios. E da, ori, da. Visul meu e să mă duc pe o insulă cu doi câini, să am un bar. Cu botniță, da? Câinii, păi, că vorbeai mai devreme. N-aș vrea să fie prea mulți oameni, deci mai bine da, fără să botniță, îi las liberi. Măcar, nu? Un om. Cel puțin unul, da. Deci o insulă, un om, și doi câini. Și un bar. Și un bar. Mai primim turiști din când în când. Eu, o să fie barul meu, eu servesc la bar. Păi nu mai este insulă pustie. Semi-pustie. Asta e dorința mea. Mulțumim, Nadine, a zis-o. Noi suntem Grig și Cernat în continuare la Dimineața pe 2 și evident cu voi toți. O nouă oră. Vă anunțăm de pe acum că vine și un invitat, o invitată. Nu mai e surpriză că spunem și despre cine este vorba. Hai zi tu, Grig. Hai de zi tu, Cosmin. Hai te rog, hai te rog, zi tu. Zi. Andia e Andia. Cu noi. După nouă vine și Andia între timp. Noi rămânem aici. Dimineața pe 2. Impulse. Enjoy the hits. Good radio. Your number one for hit music. All the hits right here. We get started. Impulse Radio. Dimineața pe doi prieteni cu Grig și Cernat. Ne-am întors, așteptăm mesaje de la voi pe WhatsApp la 0754-222-999. Eu deja zic cu vorbitul, că vorbit. Zic eu după aia. Lasă, eu zic ce am scris. Nu mai vorbit, nu m-a scris, nu glumesc. Eu fac lista aici, tu zici, continuă că vorbești bine, zi. Da, ok, da, așa se pare. Pe calculator. Scrie. Spuneam că am vorbit cu copiii despre peștișorul de aur și dorința lor cea mai mare pe care acesta ar vrea să le îndeplinească și mă gândesc eu că nu, de ce numai copiii, să vedem și părinții care ar fi dorința lor cea mai mare, deci, pe care să le îndeplinească peștișorul de aur. Toată lumea, deci toată da, lumea s-au aprins părinții în dimineața asta și am zis că trebuie totuși să le dăm și lor ocazia să-și spună păsul, oful, să zică, măi, da, eu am și eu niște dorințe, adică ok, până acum a fost copilul, hai acum e rândul meu la dorințe și s-au aprins și părinții pe WhatsApp. Între timp eu îmi făceam o listă așa pentru peștișorul de aur. Uite cum gândește colega noastră Nadina. Eu l-aș da la amanet. Pam, pam. Păi, ai putea să ai o dorință mai simplă la peștișorul de aur. Noi fiind adulți și normal mai trecuți prin viață, îi zice, aș dori să-mi îndeplinești câte dorințe vreau. Da, și dacă vrei, zici că ai făcut matematică. Dacă îți place să te duci la amanet neapărat, zici, mai fă-mi un peștișor de aur pe care să-l duc la amanet. Bună dimineața, hai să vedem cum îi spunem. Bună dimineața, Radio Impuls, sunt Bianca din Târgu Mureș și la peștișor aș avea trei dorințe. Ia să auzim. Unu, să nu mai fie oameni bolnavi. Corect. Bun. Doi, să dispară ratele tuturor oamenilor din România. Da, da. Și trei, să mă măriți și să fac o fetiță. Papa, Radio Impuls. Ai, ce drăguț. Da. Ce drăguț. Dar vei intra la rate, n-ai ce să-i faci. Știi că a fost discuția asta cu ratele, a fost mai devreme și... Da, am zis eu așa, într-o doară, știi, la un moment dat... A zis mai devreme și Nadine, a zis eu la șterg, e o problemă cu băncile, care au umblat la dobândă, că plătești mai mult dobândă decât credit. Și ei, tot așa. Uite, l-avem pe domnul Florin din Chiajna, care e în drum spre muncă. Are și el tot trei dorințe, dar nu înțeleg de ce au trei. Pentru că copiii au venit cu care, nu, n-a fost. Adulții. Nu, la copii a fost o dorință și asta am întrebat și la adulți. Una singură, da? Trei dorințe, să fim sănătoși, zice omul, să închid creditul la casă și să schimb mașinile și a mea și a soției. Vă doresc numai bine, să trăiești, Nea Florine din Chiajna. Deci eu o să fac așa, o să fac un tabelaș, da? Deci până acum avem așa, Excel. Sănătate și rate. Hai să vedem următorul, dacă e tot pe sănătate și rate. De la adulți, de la părinți, cu peștișorul de aur, care-s dorințele lor? Salutare! Mă numesc Manu și cred că cel mai frumos moment ar fi dacă peștișorul de aur ar putea exista în viața mea, să-mi activeze generatorul de inspirație. Să-i generatorul cum, de ce? Ce nu știu, făcut? Nu știu că m-auzeam mai mult eu. E cu generatorul de inspirație, lasă că e bine, nu contează. Să se activeze, tăticule, dacă vrei, generatorul de Bună inspirație. Bună dimineața, Radio Impuls. Eu mi-aș dori, dacă l-aș prinde peștișorul de aur, o sticlă de bere din care cât beau să nu se termine niciodată. A doua dorință, să mai dea o sticlă. Încă una!
Al meu. Aole, este exact ca în bancul ăla. Mai dă o bere. Știi ce îți dorești? O bere. Mai dă una. Mai dă un mesaj la 0754222999. Pentru adulți, pentru părinți sau pentru adulți în general și pentru adolescenți. Hai că adolescenții deja s-au dus, dacă le zici că sunt copii. Se supără, da. Așa e. Dorință la peștișorul de aur, repede. Mai facem o tură și scriem acolo pe tabelaj. Deci momentan avem bere, sănătate, rate, clar și inspirație. Generatorul de inspirație, mă. Poate ne-o lămuri și pe noi ce înseamnă. Dimineața pe doi. Your hit music playlist. Impulse. Non-stop hits. Hit after hit. After hit. Impulse Radio. Good vibe station. Playing the biggest hits. Feel good radio. Impulse Radio. Bună dimineața! Bună dimineața peștișorilor și oamenii, astăzi e dezlegare la peștișorul de aur. Da! Chiar îți place peștele? Mănânci pește? Nu, nu era bancul ăla. Nu-mi place, nu mănânc nimic. Ce conține pește? Nu are mirosul, nu-mi place, nu. E ceva care nu, la mine nu. Caracatiță? Păi e tot pește. Stridie? E la fel, tot pește. Hai că nu vreau să strig dimineața. Deja s-a schimbat la față un pic. Eu s-a întristat, știi, un pic. A încercat să... și gata, am terminat cu peștele. Și cu toate preparatele. Terminăm repede cu peștișorul. Da, alea sunt singurele. Dar dacă sunt făcute bine, da. Atât, în rest. Și eu, dalea negră, îmi plac de mult. Ceapă de pește, am întrebat, nu se găsește. Nu se găsește, nu? Am înțeles. Nu are ceapă de pește, ne pare rău. Neața bună oamenilor care au dorințe la peștișorul de aur. Ca să concluzionăm, 0754222999 și... Fetul Lego cu mașina pe șanile Audi cu pe gheafă. Deci am înțeles, acesta este copilul. Bună dimineața! Dacă ar fi să aleg o dorință, m-aș hotărâ foarte greu între a dormi copilul toată noaptea, okay, la 2 ani jumate, sau a-l muta la o creșă lângă casă, dacă s-ar putea, okay, ca să nu mai fac 40 de minute, 40 de minute, vreo 7-8 kilometri. Am și eu niște cunoștințe care locuiau la Slagov și, mă rog, și-au închiriat casa, s-au mutat în București când era copilul mic. Da, corect. Stai puțin că mai avem una. Salutare, salutare. Mă numesc Manu și cred că cel mai frumos moment ar fi dacă peștișorul de aur exista în viața mea. Să-mi activeze generatorul de inspirație. Asta era, măi, generatorul de inspirație, măi, să-l activeze firar, să fie. Am lămurit-o. Ai cu generatorul, da, de inspirație. Avem una adâncă, realizările copiilor, care devin împlinirile noastre. Frumos, sănătate, da, bineînțeles. E o informație importantă. Și aș vrea patru copii are. Patru copii și aș vrea să fiu măcar pentru o zi copil. Wow! Asta este una și dintre dorințele mele. Îmi place mult cum sunt copii. Dar noi suntem, să știi, tot copii suntem. Dacă te uiți la noi așa, nu? Depinde, uite, tu ți-am zis mai devreme, tu erai îmbrăcat, zici că erai din gașca. Avem niște reacții care sunt ale unor copii, mă rog. Ne întoarcem la o chestie foarte importantă care ține de un artist care ne place nouă mult de tot. Și ne întoarcem și la artiștii noștri care nu neapărat zic lucruri ciudate, dar au anumite chestii ciudate în ceea ce îi privește. Ați înțeles? Vorbim de un artist internațional care a luat o decizie... Păi, o decizie radicală. Nu știu dacă a fost vreo dorință apropo de peștișorul de aur, a lui sau a managementului. Ne întoarcem cu asta și cu încă mai multe povești pentru voi aici la Radio Impuls la dimineața pe 2 cu Grig și Cernat și 0754222999. Acolo puteți să ne spuneți toată ziua bună dimineața, mai târziu ne spuneți și bună seara. Deocamdată rămâneți în dimineața pe 2. Dimineața pe 2. This is Impulse Radio.